Salutare, prieteni! Eu sunt Andrei de la Primul 11 și astăzi vom vorbi despre povestea lui Idrissa Gueye, mijlocașul central al lui PSG. Înainte de a începe acest episod, nu uita să te abonezi la acest canal pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în lumea fotbalului. Povestea lui Idrissa Gueye începe în data de 26 septembrie 1986 în Dakar, Senegal, atunci când s-a născut. Mama sa l-a adus singură pe lume deoarece nimeni nu știa ce s-a întâmplat cu soțul ei, astfel că acesta nu și-a cunoscut niciodată tatăl. A crescut pe străzile pline de praf și nisip ale Dakarului, străzi pe care el și prietenii lui jucau fotbal în picioarele goale. Juca fotbal toată ziua în picioarele goale până când începeau să-i sângereze tălpile, iar pentru a marca poarta acesta folosea pietre sau combina nisip cu bălegar. După ce se lăsa seara, el și frații săi mai mari se întorceau acasă, iar Idrissa Gueye obișnuia să adoarmă cu mingea de fotbal lângă el. La vârsta de 14 ani, a fost primit la echipa de club din Senegal, Diambar. După 5 ani în care a jucat în campionatul senegalez pentru Diambar, echipă care l-a format și care i-a plătit școlarizarea, acesta a fost remarcat de unul din scouterii lui Lille și a fost adus în Franța. A fost 2 ani trimis la echipa a doua a clubului, unde a primit mai multe sfaturi tactice din partea antrenorilor, iar în sezonul 2010-2011 și-a făcut debutul la echipa mare. Într-o echipă de excepție a lui Lille, având în componență jucători precum Eden Hazard, Gervinho, Moussa Sow, Mathieu Debuchy sau Adil Rami, Idrissa Gueye și-a făcut rapid loc în echipa de start și a rămas titular meci de meci. La sfârșitul unui campionat excelent făcut de aceștia, Lille a fost câștigătoarea Ligue 1. Mijlocașul central a mai rămas la Lille până în anul 2015. În anul 2015, Idrissa Gueye a prins un transfer foarte bun în Anglia, la Aston Villa, care a plătit pentru aducerea acestuia 7.500.000 de euro. După un sezon în care echipa sa a evitat retrogradarea, el a fost unul dintre jucătorii care au pus serios umărul la treabă pentru salvarea de la retrogradare, iar acest lucru nu a rămas neremarcat. După un singur sezon la Aston Villa, Everton l-a achiziționat pentru 9.000.000 de euro, club pentru care a jucat până în vara sezonului trecut, când PSG l-a luat contra unei sume imense, adică 31.000.000 de euro. Sumă neașteptată de mare pentru un mijlocaș central care evoluează la o echipă de mijlocul clasamentului din Premier League, cu mult înainte să vină Carlo Ancelotti și să preia echipa. Încă un lucru, el joacă pe spate cu numele Ghana, nume care i-au aparținut și tatălui și bunicului său. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita de like, share și subscribe. Eu am fost Andrei, împreună suntem Primul 11.